Era un bătrân cu părul mare și negru, cu bărbuța maioreșciană și care vorbea cu accent moldovenesc excesiv. Domnule Dumbravă, se ridicase unul din ei, era în clasa a șasea. Colegii mei vă roagă prin mine să ne explicați ce este Dumnezeu. Dumbravă rămase înmărmurit. Da ci bre voi v-ați zărghit? Vă leu, dacă aveți răbdare bre până la anul măcar când vă veni mintea, ce vrei să mă bat cu părintele? Totuși le schițase câteva aspecte ale problemei. Felix își aminti acei ani și se simți trist. În el clocoteau idealuri mari, probleme și energii. Otilia îi plăcuse de la început pentru aerul ei de intelectuală blazată, care nu vrea să spună ce știe, și în același timp pentru subțirimea ei delicată, boticeliană. Ei, Felix, îi se putea dedica, consacra. Otilia îi se înfățișase de la început ca o finalitate, ca un premiu mereu dorit și mereu amânat al meritului său. Voia să facă ceva mare din cauza Otiliei și pentru Otilia. Depărtarea de fată nu îl supăra în sine, ba într-un fel îi convenea, fiindcă gusta ca un călugăr bucuria de a se înfățișa mai târziu Otiliei, perfecționat sufletește. Îl supăra însă că plecase cu Pascalopol. Asta întuneca puțin figura Otiliei. Fecioara Maria este venerată de toți și nu e a nimănui. O fată care primește omagiile unui om în vârstă și se plimbă cu el în străinătate e suspectă de aspirații comune, de obtuzitate pentru marile sacrificii bărbătești. Ar fi vrut-o pe Otilia călugăriță, refuzându-se tuturor. Atunci ar fi rămas și el ascet în onoarea și adorarea ei. Pe Georgeta Felix nu o disprețuia, își mărturisea chiar că îi place și că o dorește. Îl supăra însă că, fiind mai redusă decât Otilia, nu căzuse în capătul de jos al valorilor feminine. Ar fi dorit o Georgetă frumoasă ca și aceasta, dar de un cinism mai accentuat, mai inconștient. Ar fi voit-o căzută, rătăcită, ca prostituatele din romanele lui Dostoevski, care în abjecțiune mai au o licărire de conștiință morală. Atunci s-ar fi sacrificat invers decât Otiliei, salvând-o, ridicând-o până la el, vindecând-o trupește și sufletește. Așa, Georgeta îl irita puțin. Era încântătoare de frumusețe și sănătoasă tun, imorală, cu luciditate, cu principii burgheze și bun simț. Nu numai că n-avea nevoie de salvatori, dar îl privea pe Felix matern, îngrijorându-se de studiile și reputația lui, acordându-i favoruri din caritate. Raportul acesta era insuportabil, cu atât mai mult cu cât în ochii fetei Felix credea că zărește o sclipire de ironie. Râdea oare Georgeta în sine de naivitatea lui, Felix, care o privea ca pe o sfântă sau, din potrivă, era mai onestă decât își închipuia? Și atunci a observat cu maliție orientările lui în lumea femeilor? Felix simțea mai mult decât nevoia fiziologică și psihologică de a avea femei și de a le iubi, necesitatea de a discuta despre femei, de a-și găsi un punct de vedere metafizic în care să-și ordoneze viața sentimentală. Îl plictiseau eternele apostrofe și insinuări triviale ale colegilor. Te-am văzut cu o damă bine? Ai dat lovitura? Faci ceva? Sper că nu e numai platonic. Bântuit de astfel de gânduri, mergea încet de-a lungul cheiului Dâmboviței când îl opri cu brațele larg deschise colegul Weissmann. Vorbea puțin cu el, abia îl cunoștea de fapt, totuși nu rămase deloc surprins de familiaritatea studentului. Ce mai faci? Îl întrebă Weissmann. Te plimbi gânditor, ești pierdut în contemplări, faci poezii? Aș.
protestă Felix. Și de ce să nu faci? Crezi că eu n-am făcut? Ce, e rușine? Am făcut caiete întregi de poezii, eram așa de sentimental într-o vreme. Publici? Întrebă Felix. Ce să public? Le-am citit unui prieten al meu, băiatul cel mai inteligent de pe lume, cel mai delicios. El mi-a citit pe ale lui și eu le-am aruncat pe foc pe ale mele. Băiatul ăsta are cel mai mare talent. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Barbu Nemțeanu. Trebuie să-l cunoști. E de pe acum un poet celebru. Felix mărturisi că nu-l știe, ceea ce miră pe Weissman, care nu-și lua totuși aere de suficiență. Amice Sima, pe băiatul ăsta trebuie să-l cunoști numai decât. Este cel mai mare poet contemporan. Îți fac eu cunoștință. Am să-ți aduc revistele în care publică el, să-ți dai și dumneata seama. De ce să te privezi de o asemenea beție lirică? Weissman vorbea cu un entuziasm extraordinar și gesticula, oprindu-se din când în când și rezemându-se de balustrada cheiului spre a demonstra mai bine și a-i declama unele versuri persuativ în șoaptă, trăgându-le cu mâna din gură și sugând din buze voluptos, ca după mușcarea unei piersici. Îi spuse lui Felix repetate întrebări dacă nu cunoaște cutare sau cutare poet român sau străin și Felix trebuie să recunoască rușinat că nu era atât de informat. Ascultă o poemă delicioasă și începu să-i recite declamând prelung, cântând aproape, apropiindu-se și depărtându-se de urechile lui Felix, așa cum fac violoniștii țigani în Ungaria și Austria. Cum? Nu-ți place, poete? Așa un poem minunat. Cred că știi de cine e. Cum nu știi? E cel mai mare poet francez, mai mare decât Lamartine. E o celebritate. Felix auzise și chiar aduse aminte că văzuse între cărțile Otilei un volum destul de vechi, dar nu-l citise fiindcă nu-l atrăsese până acum poeziile. Îl interesau romanele care înfățișau cazuri de energie virilă, de tenacitate în ambiție, biografiile oamenilor mari, în genere toate cărțile care tratau despre problema educării voinței. În anul acesta întâi de facultate citise puțină literatură și foarte multe cărți de medicină. Mai mult decât risipirea, prefera profunditatea într-un lucru hotărât. Acum însă sufletul îi era sonor. Declamația lui Weissman, care oprea în loc pe trecător, îi plăcea. A iubit vreodată? Întrebă brusc studentul, după ce l-aruncase inutil prin poezia rusească. Cred că da, răspunse după puțină ezitare Felix. Weissman îl privi incredul, apoi se porni cu obișnuita frenezie pe confesiuni. Ca mine n-a iubit. E imposibil. Eu am iubit fenomenal, așa cum numai odată un om iubește într-un secol. Am material sufletesc să fac bucuria unui poet mare. Am iubit o fată extraordinară, un adevărat înger, o fată nervoasă, impresionabilă, o fată, îți zic, al cărei suflet vibra ca o vioară scumpă sub arcașul lui Enescu. Am petrecut cu ea ceasuri divine. Ne-am topit în beția sfântă a cărnii, apoi am vrut să ne sinucidem amândoi. Ne-am închis în casă și am dat drumul la gaz. Fata s-a speriat la sfârșit și a țipat. Și atunci a venit o mătușa ei cu vecinii și au spart ușa. Și de ce ați vrut să vă sinucideți? De ce am vrut să ne sinucidem? Șopti tainic și grav Weissman. Tu nu cunoști durerea cărnii, desperarea de a fi ajuns pe culmile beției de unde nu mai e nicio fericire posibilă? Când ajungi o astfel de culme, imediat te năvălește urâtul. Ne-a fost silă de viață. Am vrut să prelungim clipa în eternitate. Lui Felix Weissman i se păru cam prea teatral de subtil, dar seriozitatea cu care își făcea tragedii strict gratuite îl încânta. I se redeșteptau în suflet emoțiile nopților de dispută de la liceul internat.
Mă întreb de ce am voit să ne sinucidem, continuă Weissman. Tu ai citit Weininger, marele Weininger, cel mai teribil gânditor contemporan. Felix trebuie cu ciudă să mărturisească că nu citise și fu umilit de puținele lui cunoștințe și umilit de informația colegului. N-ai citit? Te-ai privat de cel mai delicios festin al intelectului. Îți fac eu rost de cartea lui, știu eu de unde să ți-o cumperi cu un rabat inimaginabil. Când ai ceva de cumpărat în materie de cărți, spune mie și îți cumpăr mai ieftin ca oriunde. Cine este acest Weininger? Întrebă Felix plin de curiozitate, dorind sincer să se informeze. Weininger. Weininger este cel mai grozav critic al femeii, din care cauză s-a și sinucis. După el, femeia este numai sexualitate, pe când bărbatul e sexual numai temporar. La ea, sexualitatea e întinsă pe tot corpul. Eu și iubita mea, care prin excepție avea un suflet viril de intelectuală, am rămas înspăimântați când am citit cartea și ea mi-a dat ideea să ne sinucidem, scârbită de realitatea care contrazicea idealul ei. Vreau să citesc această carte, zise Felix. Vrei să citești Geslecht und Charakter? Admirabil, dă-mi un franc și ți-o procur eu. Felix îi dădu francul. Merseră câteva vreme tăcuți unul lângă altul, fiindcă Felix, deși iubitor de discuții, se simțea stingerit să facă mărturisiri. I s-ar fi părut o necuvință să pomenească numele Otiliei și chiar al Georgetei față de un altul și chiar să facă oricât de mici aluzii la existența lor. Ca să nu pară plictisit, întrebă pe Weissman cum trăiește, ce scopuri urmărește, dar se căi numai decât, având sentimentul că cere altuia indiscreții pe care el nu ar voi să le facă. Weissman nu părut deloc contrariat și se porni pe confesiuni fără nicio umbră de rușine. Trăiesc ca un câine, ca un desperat. Am pe capul meu trei surori mici și o mătușă bătrână pe care trebuie să le întrețin eu și stăm cu toții într-o odaie mizerabilă, un fel de cameră de vizitii deasupra unui grajd, unde ne suim pe o scară de lemn mobilă. Eu trebuie să plătesc chirie, eu trebuie să găsesc de mâncare. Și cum faci? Cum fac? Fac ce pot. Asist pe un dentist, fac injecții ieftine pe la lucrători, sunt redactor la o gazetă socialistă, traduc cărți pentru un editor, dau lecții particulare. Asta fac. Eu sunt un proletar care așteaptă mântuirea clasei mele prin dialectica istoriei. Ești socialist? Eu? Socialist? Ce e aia socialism? Toate spiritele mari fără prejudecăți din lume cugetă ca mine. Eu sunt socialist științific. Susțin colectivizarea mijloacelor de producție și moralizarea dragostei prin eliminarea venalității, dragoste neconstrânsă. Felix, cu toate că era lipsit de prejudecăți, simți o stingherire în fața acestor formule. În sufletul lui se simțea burghez și admira liniștea, independența autoritară și rafinamentul lui Pascalopol. Crezi, întrebă el, că la noi sunt potrivite astfel de reforme? Nu cunoști chestiunea, ripostă Weissman. A demonstrat la noi cel mai mare critic român. Maiorescu? Ce Maiorescu? Maiorescu e un pigmeu. Maiorescu e ceva ca degetul mic de la un picior al lui Brandt. Eu îți vorbesc de Dobrogeanu Gherea, cel mai mare critic român, care a scris despre George Coșbuc un articol excepțional, Poetul țărănimii. Trebuie neapărat să-l citești. Weissman vorbea cu atâta pasiune și convingere că trecătorii întorceau capul. Felix nu împărtășea nicio idee, era doar încântat de frenezia lui ideologică, așa de absentă la alții.
Am să mai stau un an, doi în România, unde nu pot să gândesc liber până împărit surorile și plasez pe mătușa la vreun cumnat și apoi mă expatriez. Mă duc în Franța. Felix îi mărturisi că și el avea de gând să plece la Paris pentru a-și desăvârși studiile, dar că simțea ca o datorie de onoare să se întoarcă apoi în țară spre a contribui la progresul ei. Îl întrebă dacă pe el nu îl mișca la fel acest obscur devotament pe care îl are orice om pentru pământul în care s-a născut. Tu poți să vorbești așa, fiindcă ești creștin. Eu sunt evreu, suspectat în sentimentele mele patriotice și dacă am să-ți spun că și mie îmi răscolește sufletul doina românească, ai să mă crezi? Mi-e teamă că n-ai să mă crezi, nici tu. Mulți ne atribuie exclusiv obstinația de a vedea peste nații, de a pregăti răsturnări. Mirabeau, Danton, te întreb eu, au fost evrei, au lucrat ei contra patriei franceze? Toți cei care cugetă la binele de mâine al omenirii și văd peste prezentul îngust sunt calificați nepatrioți de către privilegiații prezentului. Eu sunt patriot român, însă în urmele țărănimii și al proletarului, alături de orice bun român care nu exploatează. Azi, în societatea burgheză, toți cei care gândesc ca mine, evrei sau creștini, fără deosebire, sunt trădători. Ce-s eu de vină că frecventez spiritele cu viziunea viitorului? Am sau n-am dreptate? Poate ai dreptate, zise Felix, logic vorbind, dar sufletul meu nu poate găsi datele experienței imediate. E totuna cum ei spune că e zadarnic să iubesc o fată, fiindcă peste atâți ani va fi bătrână și va muri. Eu iubesc pe cea de acum, singura care există pentru mine, irațional. Sofism, sofism, ești un escroc al logicii, vociferă Weissman gesticulând, gata să dea năvală cu alte argumente. Felix însă ajunsese aproape de casă și trebuiră să se despartă. Weissman îl întoarse din drum, îi privi hainele, le pipăi stofa cu mâna și se arătă nemulțumit, deși costumul lui Felix era foarte bun, numai puțin cam gros pentru anotimp. Vrei să porți un costum elegant, cum poartă numai Demetria de la Național? Dăm costumul ăsta vechi și 20 de franci și eu îți procur un costum nou, cum n-ai mai purtat toată viața. Fiindcă Felix se codea, Weissman îi vârâ în mână o adresă pe o carte de vizită. Ține asta, parcă ce pierzi. Când ai să te decizi, ai să te duci și o să-ți pară bine. Să-mi aduci pe Weininger, îi strigă de departe Felix, făcându-i un semn amical cu mâna. Ajuns acasă, intră de-a dreptul în odaia Otiliei și căută poeziile lui Samen. Le răsfoi, se lăsă pe un scaun cu ele în mână, apoi se întinse pe sofa. Atmosfera aceea vaporoasă, mătăsoasă, îl umplea de înfiorări noi. Nu-i plăcea în fond poezia, o găsea prea prețioasă, dar pricepu prin ea reveriile Otiliei, tumulturile ei tăcute de fată. Pe marginea mesei zări un degetar și o păpușă de stofă. Din paginile volumului căzu un mic ac de păr ondulat și o panglică verde. Otilia îi apăru ca o ființă fragilă, suferind la o muzică prea tare, ca o floare respirând în întuneric umiditatea. O fată care citea astfel de fluidități nu putea fi o ființă diabolică, ci contemplativă, victimă a oricărei mișcări pasionale prea tari, dependentă de cel care ar fi fascinat-o. Se duse în odaia lui și luă o carte medicală în care se vorbea tocmai de conformația femeii și autorul sublinea cu oarecare patetism destinul ei de pasivitate. Felix îl căută în zilele următoare pe Weissman și nu lăsă până nu căpătă pe Weininger. Îl citi cu pasiune, dar amărăciunea acelui original sinucigaș nu îl contamină.
Dimpotrivă, rămase cu convingerea și mai întipărită că femeia e o ființă slabă, victimă a fiziologiei ei, orientabilă după bărbat, care trebuie să o crotească și să-i împrumute personalitatea lui. Contactul cu Weissmann și cu problemele sale dezvălui lui Felix o latură care îl rușină. Da, citise multe lucruri pentru vârsta lui, însă dăduse cu prea mult orgoliu atenție numai pregătirii tehnice. Nu-și cercetase sufletul, nu-și pusese probleme, fusese un animal ambițios. Viața avea aspecte multiple și era stăpânită de legi interioare, sub apăsarea cărora orice om își avea iertarea lui. Fusese un înfumurat egoist, mulțumit că are o stare, necunoscând nicio mizerie, purtându-se cu lumea rece. Desigur, Titi, oricât de incontestabil mediocru, avea și el un suflet. Îl umilise prin pretențiile lui savante și îl jignise în amorul propriu, purtându-se indiscret în afacerea cu Georgeta. Aglaie era rea, dușmănoasă, cu o scuză. Își iubea copiii. Cu Pascalopol se purtase fără nicio delicatețe, deși n-avea niciun drept asupra Otiliei. Îndeosebi, Felix își scrută atitudinea lui față de cele două fete și se găsi profund vinovat. Pe Otilia o urmărise înainte de a se încredința că fata îl iubește, compromițându-i, agravându-i situația, iar pe Georgeta o vexase pur și simplu. Era și ea o ființă, ca toate ființele, care voia să aibă un cămin și să fie stimată. Chiar dacă nu era decât o fată ușuratică, nu se cădea să fugă în chipul acela laș din patul în care ea îl primise cu atâta vădită sfială, cu un respect care îl măgulise. Ea îl iubea fără îndoială și îl socotea mai presus de ea. Felix se hotărâ ca, pe dată ce își va fi trecut examenele, să facă unele lecturi de documentare mai generală în domeniul vieții și să se scruteze mereu spre a-și surprinde și sugruma orice impulsiune orgolioasă și orice cruzime față de alții, ca să nu uite își lua caietul și scrise neted. Voi căuta să fiu bun cu toată lumea și modest și să-mi fac o educație de om. Voi fi ambițios, nu orgolios. Felix, după multe lupte cu sine însuși, ajunse la concluzia că trebuie să se ducă la Georgeta spre a repara impresia de răceală pe care o lăsase fetei. Îl turbură însă faptul că sila pe care și-o făcea îl bucura lăuntric. Lua deci drept hotărârea, ceea ce nu era decât slăbiciune? Și apoi, nu cumva nu mai iubea îndeajuns pe Otilia? Căută să se analizeze sincer și crezu că descoperă această dualitate. Pe Otilia o iubea cast, o voia ca pe o viitoare soție. Georgeta îi era trebuitoară fiziologicește. Îl tulbura, o dorea, fără a se temea că ar putea să se îndrăgostească de-a binelea de ea. Se duse deci la Georgeta, care îl primi cu o plăcere întristată. I se păru chiar curios lui Felix că o fată așa de jovială și deliberată în tot ce face, exprimând prin perfecțiunea de mare păpușă de porțelan, femeia crudă, indiferentă, era atât de preocupată de cazuistica morală. Domnule Felix, îi spuse ea, îmi pare sincer rău de Titi. N-am vrut deloc să-l fac să sufere. Dumneata nu înțelegi că e perfect, absurd ca eu. În sfârșit, e ridicol. E de vină numai stănică. E drept, sunt și eu vinovată că m-am jucat. Generalul a aflat, tot stănică trebuie să-i fi spus, cu mare obiceiul, și mi-a făcut aluzie. Nu din gelozie, închipuieți, din bunătate, e un om bun. Lui Felix i se păru ciudată această bunătate a unor oameni cu o situație morală atât de independentă.
Se gândi și la Aglaie și la Pascalopol și își făcu mental socoteala că ființele dezlegate de cătușele familiei, trecute prin toate plăcerile vieții, sunt mai îngăduitoare. În tot cazul, fu înduioșat de judecata Georgetei și o privi lung. Ascultă, zise aceasta, eu am pretenția de a fi frumoasă, seducătoare, știi? Nu sunt îngânfată, dar o femeie își dă seama numai decât de felul cum e privită de bărbați. Și apoi, în tagma mea, sunt de o castitate aproximativă. Pot să inspir tulburări romantice. M-am întrebat, ești un timid, sunt eu lipsită de interes pentru un om cult? Spune-mi drept, nu mă supăr, de ce fugi de mine? Sub imperiul hotărârii lui disciplinare, Felix se apropie de Georgeta și îi sărută mâna. În fond era tulburat și se temu că nu va fi consecvent. Simți că o forță naturală, imperioasă, cere ca relații de acest fel cu femeia să devină normale. Georgeta-i văzut obrazul înroșit și ochii vinovați și luă de bărbie. În sine, Felix fu iar înciudat. Ce curios sunteți voi, tinerii, îndrăzneți și plini de ascunzișuri. De ce ai fugit atunci? Trebuie să înțelegi că e jenant pentru mine să lipsesc noaptea de acasă. Moș Costache e un om bătrân, merită respect. Apoi, Otilia, o iubești, nu? Felix găsi o deosebită mulțumire să se mărturisească și se păru chiar foarte firesc să-și dovedească astfel prietenia lui față de Georgeta. O iubesc, într-adevăr. Georgeta îl strânse repede cu un braț și îl sărută. La mine ce cauți atunci? Așa iubești tu pe Otilia? Felix se dădu înapoi, dezarmat de argument. Georgeta redeveni serioasă. Nu, zise ea, glumesc, desigur. Iubești într-adevăr pe Otilia și o fericesc. Nu faci o crimă dacă vii la mine. Oricărui bărbat îi e îngăduit asta. Nu-i așa? Se prinse Felix de precept. De Otilia sunt legat de mult din copilărie și pe tine te iubesc altfel. N-am avut nicio intenție rea atunci. Îngăduiem să repar greșeala. Oh, râse Georgeta. Ce șiret ești? Vrei iarăși să-l trădesc pe generalul cu tine? Ei bine, am să fac și asta, fiindcă sunt o fată bună și... De altfel, am prins slăbiciune pentru tine, natural, fără manifestări casnice. Ai dreptate, în definitiv. Află totuși că în cele din urmă devin primejdioasă. Un tânăr s-a sinucis din cauza mea. Iubește-mă pe furate, nu te zăpăci. Pe Felix această morală îl supără iarăși, lucru pe care Georgeta îl remarcă. Fata se așeză pe genunchii lui Felix și înconjură gâtul cu un braț. Sunt o proastă că-ți fac atâta morală, iartă-mă, inspire atâta respect, încât am devenit pedantă. La drept vorbind, îmi placi. Asta e principalul. Fă cum crezi. Ca un fulger trecut prin mintea lui Felix iarăși imaginea Otiliei. Hotărârea de a-i fi absolut credincios îi întârzia spontaneitatea plăcerii de a se simți alături de Georgeta. Apoi se simți profund ridicol ca în asemenea împrejurare să stea să mai cântărească sentimentele. Se lăsă cu totul în voia simțurilor.